Bizclub Timișoara s-a bucurat de o întâlnire deosebită în care sala de ședințe uzuală a fost înlocuită de o sală de sport. De data aceasta, antreprenorii și-au unit forțele și-au susținut sportul, iar cei care inițiază acțiuni de susținere a sportului și-au dat întâlnire la Complexul Sportiv Banosport din Timișoara. Invitatul special al întâlnirii a fost Sergiu Pașca, antrenor și manager de basket la SCM Timișoara. Membrii Bizclub au aflat de la Sergiu Pașca modul în care abilitățile dezvoltate în basket și nu mai pot fi transferate și aplicate în lumea antreprenorială, oferindu-le acestora o perspectivă unică asupra modului în care sportul și afacerile se pot completa reciproc. Deși sportiv de performanță în basket, la îndemnul părinților, Sergiu Pașca a urmat studiile Universității Politehnice din Timișoara, de unde este la bază inginer. Cu multă muncă și un drum lung de parcurs, acesta a reușit să își îndeplinească visul și să devină antrenor de basket la Timișoara. Gândire critică, pasiune, organizare și multă imaginație sunt elemente importante pentru a forma gândirea structurată pentru astfel de sisteme antreprenoriale. Cine este Sergiu Pașca în acest moment? Basketbalist. Pasiunea mea e basketul și încerc ca să ridic nivelul basketbalistic în Timișoara. Asta încerc eu să fac. Da? Și nu numai imaginea basketului, nu numai doar să creștem basketbaliști din Timișoara. Trebuie să învăț, trebuie să înveți tot timpul, trebuie să devii mai bun și asta am încercat cu toți antrenorii care i-am avut. Am încercat să îi educăm și să ne educăm, să mă educ și pe mine și pe ei, ca să devenim mai buni. Asta a fost singurul mod de a avansa, să vorbim pe plan sportiv. Acum, pe plan profesional și pe business, acolo am mers pe multă muncă și pe încredere. Trebuie să avem lumea să aibă încredere în ce facem noi. Adică vin părinți, vin la mine ca recomandare. Ăla e bun. Acolo trebuie să ajungem. E ca și în orice business, trebuie să ai cursuri. Nu? Trebuie să devii mai bun. Participăm la cursuri, toți antrenorii, avem cursuri obligatorii de la federație, mergem în Serbia, am fost chiar în Bosnia la un curs. A urmat apoi un dialog între Sergiu Pașca și antreprenori, unde acesta a și răspuns întrebărilor și curiozităților venite din partea antreprenorilor. Cum vezi, în câți ani să reușim să readucem performanța și cu locali? Adică cu jucători locali, nu cei din afară. Deci în câți ani vezi basketul timișorean? Și mai ales ce ar trebui să se întâmple, adică și din punct de vedere sponsorizării. Da. Și asta e important, că îți trebuie un sponsor mare. Pe partea de jucători locali. Lucru cu juniorii nu e așa. Aia trebuie să fie, cum v-am zis, bazele. Un junior, dacă l-ai găsit și talentat pe la 12 ani, ai de muncă cu el vreo 7-8 ani ca să ajungă, cum ar ajuns ăștia doi, de exemplu, în momentul ăsta. Deci, dacă cineva se ocupă, cum ar veni, dacă ai o continuitate, da? Dacă am fi avut o continuitate, nu acum că mă laud eu sau că... Dar eu de aici am plecat, de la junior, și de aia mă ocup în special. Antrenorul principal, Dragan Petrici, el se ocupă de seniori, el își face echipa, aia n-am treabă. Dar eu vreau să cresc juniori. Dacă aveam această continuitate, tu ai zis că ai jucat cu cine era în echipă? Când ai câștigat? Cu tot. Cu tot. Da. Aia a fost o generație a noastră care nu a mai fost așa ceva. Și cu Olaf, nu? Da. Și eram destul de mulți care au jucat. Da. Deci aia au ajuns să joace. Dar de atunci nu a mai fost nicio generație. Nu a mai fost niciun copil care să fie ceva extraordinar. Și atunci dacă lucrezi corect și poți să ajungi, dar iarăși, mulți ani. Mulți ani. Acum, pe termen scurt, ca să ai niște rezultate, poți să faci cu ce ai acum. Adică, ce fac Cluj? Au 4 milioane de euro buget. Își aduc jucători străini bine plătiți, de calitate, câștigă campionate, câștigă. Dar nu vine nimic din spate, ca român, din păcate. Atunci trebuie să existe un echilibru.
Sportivii și antreprenorii trăiesc vieți foarte diferite, însă ei împărtășesc abilități care i-au condus pe fiecare spre succes. Încrederea în clubul sportiv din partea antreprenorului este poate cel mai important liant pentru a consolida relația dintre cei doi parteneri. 1, 2, 3!